Zi de bucurie a fost astăzi pentru credincioșii și preoții parohiei Precupeții Noi din Capitală. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială în prezența a numeroși credincioși. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul Sfintei Maria Egipteanca, dar și pe cel al femeii din cea de-a doua pericopă evanghelică citită astăzi, care a uns cu mir picioarele Mântuitorului Hristos. Această evanghelie și pomenirea astăzi a Sfintei Cuvioasei Maicii noastre, Maria Egipteanca, ne arată de ce fiecare dintre noi, indiferent de starea noastră duhovnicească, oricât de păcătoși am fi, înțelegem că Hristos ne așteaptă să ne îndreptăm, să ne spălăm păcatele ca femeia din Evanghelia de astăzi, udându-i spiritual picioarele lui Hristos cu lacrimile pocăinței, sărutându-i picioarele, cinstindu-i icoana și ungându-i picioarele cu mir, săvârșind faptele cele bune care sunt asemănate de părinții bisericii cu undelemnul sau cu mirul de mare preț. Și să urmăm pilda Sfintei Maria Egipteanca, care, deși întrecuse pe toți cu păcatele în celebra cetate cosmopolită a Alexandriei, a avut puterea de a se adânci în pustiu, unde vreme de 47 de ani, în condiții adeseori incompatibile cu viața, s-a nevoit, s-a rugat și și-a plâns păcatele, încât Ava sau Părintele Zosima, care a venit la rugăciune în pustiu, a văzut-o pe când se ruga ca o coloană de foc înălțată de la pământ. Această viață scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului în secolul al VII-lea, este pentru noi un izvor extrem de important pentru a nu deznădăjdui, indiferent în ce stare de decădere morală am fi. Hristos pentru asta a venit în lume, ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Preasfinția sa a explicat dialogul pe care Mântuitorul Hristos l-a avut cu cei doi fii ai lui Zevedeu, care este descris în prima pericopă evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie. Răspunsul Mântuitorului: cât despre a sta de-a dreapta și de-a stânga mea în împărăția mea, nu este mie a da, ci este pentru cine s-a pregătit. Probabil că și aici, în catapeteasma bisericii dumneavoastră, aveți icoana de Isisului, adică Mântuitorul pe tronul judecății sale, având de-a dreapta pe Preasfânta sa Maică și de-a stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul său. Iată că locurile din dreapta și din stânga în împărăția cerurilor erau date de multă vreme Maicii Domnului, despre care vorbește însuși Dumnezeu Tatăl îndată după căderea lui Adam. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, adică fiul Maicii Domnului va înfrânge demonii, iadul și moartea. Și despre ea au vorbit prorocii în atâtea chipuri, dar în altă parte totuși, ca să nu ne simțim frustrați, Mântuitorul spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor, cea gătită vouă încă de la începutul lumii. Și noi suntem chemați, și lucrul acesta nu l-au intuit cei doi apostoli, la aceeași slavă și la aceeași bucurie în împărăția lui Dumnezeu. Hristos a spus că în casa Tatălui meu multe locașuri sunt, dar ele nu sunt de categoria a întâia, a doua și a treia. Toți se bucură de aceeași slavă înaintea lui Dumnezeu, se bucură pe măsura sau pe capacitatea fiecăruia de a o primi
și de a o contempla. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit diacon pe tânărul teolog Iulian Dumitrașcu, editor în cadrul Agenției de Știri Bazilica a Patriarhiei Române, care va sluji în această parohie. Noi ne vom ruga în continuare ca credința noastră strămoșească, ortodoxă, să fie vie, să fie lucrătoare. Ne bucurăm și de părintele Iulian, care, așa cum a spus preasfințitul, a avut răbdare. Dar Dumnezeu rânduie toate cu rostul lui la rândul lui, dar noi având răbdare. Să dea bună Dumnezeu ca împreună și părintele Iulian cu noi să aducem lucrare frumoasă în ogorul Domnului. Dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim părintelui patriarh pentru această binecuvântare de a sluji la această parohie în calitate de diacon. Mulțumesc părintelui paroh, părintele protoiereu Marin Comănescu, pentru această deschidere și această propunere ca Iulian să slujească la această Sfântă Biserică și pentru această slujbă deosebită. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască și în viitor asemenea momente de bucurie duhovnicească. Biserica Precupeții Noi este situată în apropiere de Piața Romană din București. Actualul locaș de cult a fost construit începând cu anul 1814.